Alina, te-am invitat în sediul din Virgiliu 14 din București, sediul editurii Paralela 45, să semnezi niște cărți, să semnezi pe cărțile, pe cartea ta de debut, practic, care a apărut recent la editura Paralela 45. Cartea ta, un microroman, Să trăiești cu o presiune constantă. Ce așteptări ai de la cartea asta? Așa când ai văzut-o, că ai văzut cartea la târg și ai luat-o în mână, te-ai uitat la ea și ce te-ai gândit? M-am gândit ce meduze frumoase. Și m-a emoționat mai mult decât credeam să țin cartea pe care am scris-o în mână în sfârșit. Ce așteptări am de la ea? Asta e o întrebare foarte dificilă. Să fie citită și să ajute să-i ajute pe tinerii care o citesc, să le răspundă la niște întrebări pe care le au, pe care le-am avut și eu, pe care le am și eu. Poate să se identifice măcar cu un personaj de acolo și să se simtă un pic mai înțeleși. Și cu asta eu sunt ok.